l-a luat ăsta negru. Nu trebuie, că se descurcă Victor. Ai prins-o? Păi tu ce vrei? Cu aia de fluturi vrei să o prinzi? De cap? Victor! Ține-o, Victor! Hai, leagă iața. Toma! Na, ce legătură bună i-am făcut. Lasă la mine, că nu știu. Bine. Hai, Vic. Nu, las-o, că e bine acolo, că e iarbă mare și Victor, frumoasă. Victor, aici! Aici! Victor! Ce să faci pe acolo, până la da, aici este... A, că asta-i potrivit. Sofie, hai, dezleagă iața. Da, să nu o dezlegi, deocamdată, să nu iasă afară pe acolo până nu-i vin puii. Hei! Rămâne, Victor, să se supraveze. Ce se întâmplă? Rămâne Victor să supravegheze. Da, pagă mai pe aici, pe la portiță. Ok. Cot, cot, unies, îți spui. Cot, cot. Unies. Cot, cot. Câți ai acolo? Unu? Eu îi dăm. Ioi, mi-e frică să fac una. N-are de ce să-ți fie frică să fie. Numai nu-i arunca tare. Lasă-i mai jos un pic. Că e acum și numără. Mai încet că-s grei. Mau, să nu te prind la pui. Să nu te prind la pui, mă. Bun. Cum ai băgat?
după ceilalți. Ia, mai este unul acolo. Hui, intră, Victor. Hui, repede. Poți? Nu vreau să mă rupă în acolo. Dar repede, că ăsta nu poate trece, cred. Nu s-a dus acolo. Fac codri pustii. Ce? 1, 2, 3. Să nu-i lovești. Stai, Victor, că-i bagi înapoi în... Victor, lasă să meargă acolo în colț. Sofia, lasă-i să iasă dintre tufe, ori într-o parte, ori în alta. Victor, oprește-te cu asta. Hai să te ducem. Să nu-i rup hortensiile la mămica ta, că se supără. Hai că o mers la loc, mergeți. Tot o mers. Hai să-i ducem ăștia și apoi mai venim să vedem ce mai ies, câți mai ies. Du-te că ies ăștia de aici dacă te mai oprești. Sunt 12 acolo. Bine. Nu mai băga, Victor. Victor, nu mai băga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 14, acum că fă 12 și-o mai băga Victor 2. 14, pune, Victor. 15. 16. Băi, ce faci cu trambulin? 17. 18, 19, 20, 21, 23 și 24. 22, 24. Ăsta e 24. 3. 24, Victor, eu am numărat. Nu, am numărat bine. Ba da! Mami! Câți pui erau de toți? Câți pui erau de toți? 30, să fie. Bine, avem 24. Dar de ce nu m-ai chemat să te ajut? Că mergea cloșca acolo unde o duceam noi și veneau toți puii după ea. Copiii ăștia trebuie să aibă și ocupație și o responsabilitate. Am unii s-o dus tot! Repede, că de nu vi-i prinde pisoiașul. Motocel nu-i voi cași. Cu mătura îi împingem și îi trimitem. Trebuie să îi împingeți într-o singură direcție. Dar nu vedem nimic printre astea. Nu-i bai că dacă bate stufele, ei se sperie și fug. Nu la mine se poate. Nu vor să treacă, ne trebuie cloșca. Să le zică ce să facă, că uite, acum îi văd acolo. O trecut încoace. O trecut toți? Stai că spun eu câți ești. 1, 2. Sunt 4 aici, mai dă pe tufe.
Dă-i tare pe tufe. Așa. A ieșit? Mai este unul ăla că-i băgat acolo între lemne. O lasă că o să vină el. Haideți. Păi și restul unde-s? Sunt coteți? Când bată sar! Victor! Victor! Extraordinar! Ui! Dar ce faci? Da, păi... Ai. Te duce cu el la cutie, tu. Mai mult, apoi zic. No, du-te și pune-le capacul. Hai, Victor! Deschide! A zis că nu vrea să ajut, apoi nu ajut. O vrut, dar nu te-ai oferit. Trebuie să strige ea după tine sau ajuți. Bă, de ce? O fi picat. Unu. Doi. Patru. Șase. Acolo după gar mai era unul. Păi l-am luat ăla. Ești mândră de lucrarea ce ai făcut-o? Uh-huh. Andrei, o tăiat astăzi 3 cocoșe. De ce ai tăiat 3 cocoși, dragă? Că nu mi-a fost destul unul. Ești cam hafsână, dumneata. Tare bine ne cântau noaptea. Era somnul mai drag. Cum am dau eu seama că tu n-ai putut dormi noaptea asta de exact. Cocoș. Și eu care am crezut că i-ai tăiat pentru că se cam băteau acolo și era cam îngrămădeală. Păi da, în primul rând, se băteau. Sunt prea puține găini la 4 cocoși. Și cântau, se întreceau în cântece, că începe la 4 și nu termină până dimineața pe la șerpi, ești gata ei cântecul. Și atunci nu ai niciun pic de somn de ei, nu te poți odihni. Noaptea când se suie în nuc, acolo dorm la noi puii, găinile, tot timpul se bat, că nu se lasă unul pe celălalt să se suie în nuc. Și ia așa, ia ce bună supa a ieșit. Lasă pisicuța ca să facem ceva interesant, hai! Asta lăptează din picioare. Nu-i vina mea dacă mă intră. Ce? Nu-i vina mea dacă mă intră, aș fi. Bine. Ia. Vezi că n-ai voie să calci pe folie, că se rupe. Unde ai mers acolo? Vino înapoi aici, jos. Ce gerdină! Ce facem?
Așa, dragule. Ai grijă. După cum ați văzut, noi ne slim în fiecare zi să le dăm câte o provocare copiilor ăstora. Și în video de astăzi am văzut cât de bine s-o strădui, cât de bine s-o coordonat, s-o ajutat unul pe altul ca să bage cloșca cu puii la locul ei, să poată să fie în siguranță. Spuneți-ne voi, cum vă motivați copiii să se implice în treburile gospodărești? Cum îi implicați în lucrul vostru? Suntem curioși, că noi așa facem și câteodată ne iasă bine, alteori mai puțin bine, dar scopul nostru este să instruim acești copii să devină oameni vrednici, oameni harnici. Așa e, Victor? Ție-ți place și să bascuie? Ori zice oamenii, vai! După ce te-am suit aici pe acoperiș. Oameni buni, ăsta a fost video de astăzi. Spuneți-ne reacțiile voastre în comentarii. Neapărat să ne ajutați cu un like la acest video. Vă salutăm și ne vedem data viitoare.